În prezent, organizațiile județene ale PNL funcționează cu doi copreședinți, unul de la PNL și unul de la PDL. Sunt și cazuri, însă, cum este cel de la Organizația Municipală Giurgiu, unde s-a optat pentru un singur președinte. Sistemul se vrea adoptat și către organizațiile din județ, chiar dacă mai sunt localități unde ideea de a avea un singur președinte nu este încă agreată. Am făcut o inventariere în această săptămână cu domnul copreședinte Beianu, al tuturor organizațiilor din județ, și am stabilit că în mai mult de jumătate din organizații vor rămâne un singur președinte. Am dat exemplul la municipiu în urmă cu aproape o lună de zile, atunci când a venit domnul deputat Florian Nicolae, și astăzi avem un singur președinte și organizația, din punctul meu de vedere municipal, funcționează foarte bine. Liberalii sunt de părere că a avea președinți unici în toate structurile va aduce o eficientizare a organizațiilor și o conducere mult mai suplă.